să anunț în calitatea de președinte al Consiliului Județean Sălaș că ne bucurăm că am fost primul județ în țară care a semnat proiecte de infrastructură locală din România. Am semnat acel proiect 109P, drumul între Cameră și județul Satu Mare, adică Cehal, drum care este 90% ca și progres. În curând, în această lună sau cel târziu, la începutul lunii viitoare, va fi semnată și recepția acelui drum și, dacă vă permite timpul, domnule ministru, mi-ar face mare plăcere să fiți la recepția primului obiectiv semnat de Guvernul României cu un Consiliu Județean. Sunt convins că la finalul anului 2023 toate drumurile județene aflate în construcție, exercițiul financiar trecut, vor fi finalizate cu succes în beneficiul tuturor sălăjenilor, nu a clientelelor de partid și nici cu o aplecare sau cu o afinitate mai mare pentru o comunitate care are primar de o culoare sau de altă. Prin Ministerul Dezvoltării s-au derulat până în prezent mai multe contracte, atât pe PNDL 1 cât și pe PNDL 2. Județul Sălaj a beneficiat până în prezent de o alocare bugetară pe cele două programe de aproape 1 miliard de lei. De asemenea, au fost finanțate 238 de proiecte de investiții. Avem o nouă provocare, Programul Național Angel Salini, unde județul Sălaj beneficiază de un buget de 1.266.000.000 de lei. Sunt 122 de proiecte pentru care s-a emis un ordin de ministru. De această dată am avut 5 contracte care le-am semnat la Zalău cu 5 UAT-uri. De asemenea, am avut și este iar un moment de bucurie, județul Sălaj, mai precis 16 localități din cele 28 care au depus proiecte pentru programul Angel Salini pentru case naturale. Astăzi le-am înmânat ordinul de ministru. Valoarea acestor contracte este de aproape 180 de milioane de lei. Urmează ca similar programelor care le dărunăm pe apă, canalizare și pe infrastructură rutieră să încarce în această platformă toate informațiile necesare în așa fel încât ulterior să putem să semnăm contracte individuale cu fiecare dintre cele 16 UAT-uri în parte. Tot astăzi, prin intermediul Companiei Naționale de Investiții, am semnat 4 contracte. Avem de asemenea, în cursul zilei, o deplasare la Șimbeu, Silvanii, unde vom semna ordinul de ministru și vom prelua investiția spitalului din localitate pe Compania Națională de Investiții. De asemenea, voi avea și o vizită în localitatea Bălan pentru a vedea stadiul în care se află un alt proiect care este derulat prin Compania Națională de Investiții, o sală de sport, care sperăm ca în perioada imediat următoare să poată să fie implementată și recepționată. De asemenea, tot prin Ministerul Dezvoltării există, prin PNRR avem 161 de contracte semnate. Valoarea acestor contracte este de 483 de milioane de lei pe diverse componente. De asemenea, avem în implementare pe Compania Națională de Investiții 22 de obiective în valoare de 157 de milioane de lei. De asemenea, și prin Agenția Națională de Locuințe și prin Agenția Națională de Cadastru. Am venit însoțit de colegii mei din Ministerul Dezvoltării. Dorim să cunoaștem problemele, să zic așa, la firul ierbii. Ne dorim să aflăm toate neajunsurile care țin de implementarea acestor proiecte. Am stat de vorbă cu primarii din județul Sălaj. Am preluat o parte din informațiile care mi le-au dat. Sperăm să venim în sprijinul lor și să deblocăm și să sprijinim implementarea tuturor acestor proiecte. Este o perioadă în care putem spune că România are o șansă istorică. Nu a existat
niciodată în tot parcursul ultimelor zeci de ani o astfel de oportunitate de a avea atâta șansă de finanțare, atât prin programele naționale, vorbim de peste 65 de miliarde prin programul Angel Salini, vorbim de sume importante de bani care vin prin PNRR și de asemenea avem programele operaționale regionale care și ele la rândul lor au ghiduri de finanțare lansate și creează oportunitatea UAT-urilor de a implementa proiecte. Deci, după cum v-am spus, suntem într-o situație fericită. Sper să vedem ca aceste proiecte în viitorul apropiat să reușim să le implementăm. Voi fi permanent alături de primarii din România și voi încerca să creăm o administrație competentă în așa fel încât să ajungem la implementarea cât mai multor proiecte. Aș spune că astăzi am avut un maraton al dezbaterilor despre dezvoltare. Pentru că întâlnirea cu primarii, președintele Consiliului Județean și discuțiile cu aceștia au avut un singur numitor comun. Cum să dezvoltăm, să-l ajungi pe mai departe. Totodată am primit încă o dovadă la faptului că aici în Sălaj se face administrație în folosul cetățenilor. Îi mulțumesc încă o dată colegului meu, Adrian Beștea, dar și echipei din Ministerul Dezvoltării și a Companiei Naționale de Investiții pentru prezență și pentru modul echilibrat și profesionist în care gestionează un capitol extrem de important al guvernării. Pentru primar, categoric, cel mai important. Dezvoltarea administrațiilor publice locale. Vreau și eu să îi felicit deopotrivă, să felicit deopotrivă cele 16 administrații locale sălăjene, care beneficiază de 16 proiecte de investiții, proiecte care vizează acordările la rețeaua de gaze naturale, proiecte în valoare de aproximativ 180 de milioane de lei. Astăzi, domnul ministru va semna chiar la șimleul Silvaniei, în incinta Spitalului Orășenesc, ordinul de ministru prin care se asigură finanțarea acestor lucrări de reabilitare a Spitalului Orășenesc în valoare de 55 de milioane de lei. Am menționat valoarea ca să rămână întipărit în minte și o să puteți face oricând o comparație și cu alte județe, să constatați că doar astăzi, în județul Sălaj și în administrațiile sălăjene, putem vorbi despre faptul că sunt certe investiții de aproape 300 de milioane de lei. Nu este puțin lucru pentru un județ mic la dimensiune și cu un număr de puțin peste 200.000 de locuitori, dar profesionalismul primarilor noștri, a președintelui Consiliului Județean, a tuturor celor care sunt implicați zi de zi în administrația locală și județeană, iată că dă roade. Este foarte important să existe dialog permanent și un parteneriat deschis și constructiv între cele două paliere, central și local, astfel încât investițiile publice să-și atingă scopul. Scopul este unul cât se poate de clar. Asigurarea unui grad ridicat de confort și bunăstare pentru comunitățile noastre și pentru cetățenii.